Gavril Toșe și-a pierdut piciorul drept într-un accident stupid de tramvai când avea doar 27 de ani. A continuat să muncească, dar după 4 ani a fost obligat de medici să se pensioneze. De atunci, viața lui s-a schimbat din rău în mai rău. A divorțat, s-a mutat din Oradea la Hunedoara, a cumpărat un apartament pe care, după câțiva ani, l-a vândut ca să-și ajute fratele, el ajungând în cele din urmă să trăiască într-o baracă neîncălzită, undeva pe malul Cernei. De acolo a fost adus la unitatea de asistență medico-socială din Hunedoara. Am doi copii, dar îs cu numere. Pot să spun că dacă îi sun, îmi răspund, dacă nu îi sun, ei nu mă sună. N-ați avut niciodată o relație mai apropiată cu copiii dumneavoastră sau ce s-a întâmplat? Am avut până am avut de unde să le dau. Am avut până m-am putut ocupa de ei ca să îi susțin financiar de câte ori au avut nevoie pe la școli. Uitat și părăsit de familie, de cei pe care i-a ajutat cu prețul sănătății sale, Gavril Toșe ne-a cerut ajutorul, sperând că prin intermediul emisiunii noastre cineva să-l audă și să-l ajute. Prin ceea ce v-am scris, rezultă faptul că eu, în special cu dantura, nu mai pot să am masticația normală. Mănânc și înghit de multe ori și nemestecat suficient și am început să am probleme digestive. Am ajuns și la concluzia și vizibil este faptul că s-a adunat plunga asta de grăsime pe mine și de-aia am hotărât și operația de micșorare a stomacului pentru a scăpa de povara asta care o am. Pentru el, acasă este căminul social în care a găsit adăpost și înțelegere. Ziua citește sau scrie și speră că poate odată cineva va găsi interesante rândurile și gândurile sale adunate în caietele de lângă pat. Să pot să ascult niște cuțite pentru bucătăriile ce le avem, să repar unele aparate la care, numai dacă mi se aduc, o mai fac câteodată cu un aspirator, ce mai este pe aici, le mai repar, mai un cuptor cu microunde care poate să-l aducă. Și aia aș fi vrut să fiu folositor personalului unității.